Salut și bine v-am găsit la un nou episod din Bigfoot, sunt aici împreună cu Pisica. Bună! Și astăzi ne vom juca noul joc Bigfoot. Da, ați auzit bine, este un nou joc, deși nu au lansat jocul acesta ca și cum ar fi ceva separat. Au updatat jocul pe care l-aveam deja cumpărat, dar e complet nou-nouț, adică uitați-vă puțin. Arată super! O să dau aici Create Lobby și acum avem o chestie și mai interesantă decât atât. Bine, pe lângă faptul că avem hartă nouă și hărțile celelalte sunt coming soon, deci nu mai avem ce aveam înainte. Acum mai nou poți tu să fii Bigfoot și o să vă arăt în episodul de azi, da? Așa că nu uitați să apăsați butonașul de like, fiți atenți! Vreau să strângem cele mai multe like-uri la episodul de azi. Cele mai multe. Și dacă reușim să strângem foarte multe like-uri, vă promit eu, deci fiți atenți, peste 15.000 de like-uri, vă promit eu că vom mai face episoade și vom face din nou o serie cu noul Bigfoot, da? Hai să vedem. Lobby name, o să-l dăm numele test și parola o să fie, nu știu, abar n-am, Pisica și Max. Ok. Pisica și Max este parola și o să dăm aici Team versus AI, pentru că vreau să joc împotriva lui Bigfoot momentan, da, să jucăm cum classic. Ar veni povestea clasică, după aia o să vă arătăm și cum este jocul în momentul în care te joci când unul dintre voi este Bigfoot și celălalt trebuie să îl prindă. Aici poți să dai câtă viață să aibă Bigfoot, dacă vrei să aibă mai puțină, o să-i dau să aibă mai puțină, cât damage să dea Bigfoot, cred, sau cât damage să-i dai tu lui. Ia să văd cum aleg. Loot amount, cred că o să dau maxim, ca să avem gen așa. Așa, și acum poți să-ți alegi caractere mai nou. Puteai și înainte, da, dar uitați-vă cât de bine arată caracterele astea noi. Da, deci, sunt superbe. Bă, nu știu, mi se pare că a făcut jocul ăsta de zici că... Da, a făcut o treabă minunată. Deci l-au updatat de 3 ori. Mi da? Se pare genial, sincer. Până vă zic. Acum. Super tare. Da, acum nu știu care e faza cu caracterele, pentru că, uite, unul dintre ei are shotgun, altul are sniper, altul are... Iată pe Jessica. Hai că le iau pe tipul ăsta așa mai bărbos, pare că știe ce face, Rick. Așa, le iau pe tipul ăsta mai bărbos, îi dăm aici pe Begin și hai să vedem cum este noul joc Bigfoot. Se întoarce legenda Bigfoot pe canal. Clar. Ia să vedem. Deci, joc de suflet. Asta da. Asta e un joc, da, un joc care v-a plăcut foarte mult pe canal. Avem cutscene de început. Mergem cu mașina frumos în pădure. Da. Mamă, cum arată grafica. Wow. Fai, superb. Deci superb. Grafica s-a îmbunătățit. De zici că e vreun joc de milioane de dolari. Dar de fapt e un joc făcut de doi tipi, din ce știu eu. Doi studenți, da, da, da. Și au evoluat super tare. Deci foarte, deci uitați-vă cum arată jocul acum, frate, este incredibil așa ceva. Ia stai să văd dacă îmi găsesc armă. Stai să vedem ce arme sunt. Deci avem un sniper. Stai să vedem. Bă, nene, dar eu am... Stai să văd unde mi-e arma. Avem două arme sau e una singură? Nu, bă, trebuie, aparent, să... Trebuie să fie două. Păi asta, mă gândesc și eu, dar trebuie să fie două. Aici pe undeva, trebuie să ne uităm. N-are cum unul dintre noi să n-aibă. Dar cred că una dintre arme... Ia, fii atentă, pisică. Iau eu sniperul. Ok. Iau un medkit. Ia tu pistolul pentru moment. Ok. Și cred că găsești armele pe parcurs ce mergi. Știi? Stai să văd la pistol ce... Da, 7.62. Avem camerele. Avem drona. 7.62. Ia-ți gloanțe. Avem carne. Ia să vedem, mai este carne în frigider. Ce tare. Cred că poți să-ți dau și drop din inventory. Da, cred că poți. Da. Ia, aici avem... flare gun. Flare gun, poate o să avem nevoie de flare gun. Așa, sus aici nimic. Patrie. Și acum se deschide astea ca și cum ai deschide un de la din inventory. Cred că alea de 6M12 gauge, alea cred că sunt pentru shotgun. Deci uite, avem gloanțe de shotgun și n-avem shotgun-ul. Trebuie să le găsim. Flare, da, da, da. Avem flare. Ce avem pe aici? Așa, tot ok. Stai așa, să iei și tu trepuri, te rog. Ok, stai așa că iau acum trepuri. Bă, deci uite grafica la jocul ăsta, mă, frate. Și e același joc, practic, v-am zis, a updatat. Deci dacă l-ați cumpărat deja, îl aveți. Îl aveți. Nu trebuie să mai dați banii din nou pe el, știi? Adică mi se pare foarte tare din partea developerilor să nu te pună să mai plătești. E ca și cum ar fi Bigfoot 2 sau 3 ăsta deja, că s-au făcut atâtea update-uri că au schimbat jocul ăsta total. Da, și acum se vor băga și hărți noi mai multe. Mă, adică... hai să... Unde punem? Uite că am și cuțit. Ce vorbești? Știu, am și cuțit și pistol. Mă, animații! Bă, ce vorbești, mă, că am făcut jocul ăsta bombiță?
Dar ia stai puțin, că noi puteam să O să mă ascundem uit așa. trepurile, dacă mi-aduc eu bine aminte, dar nu știu Puteam să dacă mai ascundem pot trepurile, acum. dar nu mă mai pricep, sincer. Ia, o să pun Dar un nu trep știu. aici pe drum, vezi să nu calci pe el, te rog. Uite, Nu calc. put Uite, meet. uite! Stai, n-am pus Nu, te-ai bine. pus verdeață, pui odată cu trepul verdeață. Hold to put meat, deci am pus Ok. carne. Și ai pus tu verdeață peste el? Nu, s-a pus automat. Când ai pus tu trepul, s-a A, pus și da, a. verdeața. Și uite, s-a pus o crenguță, vezi? Mamă, cum arată camerele, zici că niște ciocane. Ia, pune și tu o cameră, te rog, Am pus o lângă cameră aici și pot să mă așa. uit pe... Ok. Da, pe hartă nu avem nimic marcat, pentru că trebuie să descoperim mai Trebuie întâi. să descoperim zonele și Blow. avem așa Park Entrance, Grant Grove Village, deci un sat în partea aia. Ok, hai să Și vedem care aici e este chiar o capitala. șosea, adică până acum în Bigfoot eram în mijlocul pustietății. Erai cu Suntem, gard de da, jur împrejur. e chiar o șosea, e un drum. Dar hai să mergem în village-ul ăla, dacă e un sat, ce că e un sătuc în partea asta. Hai să Hai să vedem. vedem. Bă, chiar mă bucur că mă joc jocul ăsta, spun Da, și sincer. eu. Deci spun sincer, mă bucur că mă joc jocul ăsta. Și vreau să văd acolo, v-am zis, cât mai multe like-uri, dacă vă place și vouă Bigfoot, dacă vreți ca această serie să reîntoarcă legenda Bigfoot, pentru că până la urmă e o legendă, mai ales pe Legend. canal, mamă. Uite soarele, uite razele Uite de... aici Oh! eu. Wow! Aoleu, a căzut copacul peste pisică. Aoleu, mamă, dar mi-a căzut în cap direct, Bă, doamne, dar de ce a ferește. căzut, mă, copacul ăsta Nu așa? știu. A, mai ții minte, capitan, când venea fulgerul? Băi, eu țin minte fulgerul, dar acum n-a fost și un fulger, a căzut Da, copacul acum a pe căzut tine. copacul, dar știi că mai picau copaci și înainte, în prima variantă, dar nu te lovea, nu Bă, a pica în cap. căzut copacul și te-a dat Păi deci pe mi-a dat una jos. în cap, deci mi-a dat damage, mai am 80% viață. Doamne, Are ferească, copac mă. în cap ce mi-am luat. Deci, Grant Grove Village. E posibil ca aici să găsim arme. Hai să ne Da, e uităm. posibil să fii și Jason. E Jason, da? Chitară, poți să cânti la chitară dacă vrei. Uite, am găsit Night Vision Camera. un Am o wrench. cameră Night Vision. Niște muniție. O, Uite, mă, uite, poți ia să să cauți vedem. Set. containere, prin containere, să găsești Medkit. o grămadă de gloanțe. Ăsta. Bă, s-aude ceva. Eu am apăsat, scuze. Nu Aoleu, știam, m-am adică speriat. știam ce e, dar nu credeam că o pot lua și să încep să strig la ea. Asta aș fi făcut eu în Aaaa. viața reală. Bă, în viața reală eu n-aș face zgomot, sincer. E... Că nu Păi de da, dar alta, poate să da. sperii. Bă, asta chiar zici că e aia din Jason. Da, știu, de asta am și zis. Uite, gloanțe. Că am găsit Peter, un I'm pistol, going to capitan, that capitan, trapdoor. e un pi... Bă, am auzit ceva. A fost noapte bună, vin. Crezi? Capitan, Da? aici avem un pistol, în cabana Hai asta. că-l iau eu. Stai așa o secundă că să pun... vreau să mai pun o cameră aici. Bă, s-a auzit ceva, Pune mă, s-a aud sunet. și un trep aici. Am pus o cameră și Ia, hai că pun stai un că trap pun eu acum. trep. Pune tu Stai că, trap. gata, am pus eu. Dar n-am carne, pune carne tu. Stai. Mamă, auzi ceva? Păi și eu aud chestii. Aud ca și cum ar fi prin zonă pe aici. Vezi că aici pistol, capitan, dacă nu l-ai Stai luat. aici? Sau unde? Acolo? Da. Acolo, în În căbănuța asta. căbănuță? Canistră de benzină! What? Lol? Ce putem face cu ei? Dăm Nu știu, foc. ți-am zis, jocul ăsta e complet nou-nouț acum. Bă, deci e Bă, dar unde-i ceva, bă, pistolul? superb. Aici, capitan, uite aici. Acolo? Da. Unde, mă? Uite aici. A, Vezi? lol! Mamă, ce ascunse sunt. Trebuie să dau Hai să văd lanternă. cum pot Poți să să-l pleca cu pun. mașina acasă la mine? Nu. Mamă, s-a făcut beznă. Mamă, capitan, mie mi-e frică, jur, vină lângă mine că tu ai armă mai bună. Păi da, Oh, dar... pistolul, gâdi-l pe Bigfoot. Păi da, stai că nu-mi dau Ce tu avem seama... pe aici? Stai să văd cum pot să-mi schimb și eu pe ăsta, cum îi zice. Pe pistol. Că eu am luat pistolul, dar nu-l văd nicăieri. Păi, apasă pe E. A, uite la aici, da. Tu ai luat-o, n-ai găsit nicio armă, nu? Pentru mine. Pentru tine n-am găsit, nu. Dar sunt Ok. foarte multe zone de pe aici. A, nu le-ai explorat pe toate. Am crezut că Nu. le-ai explorat pe toate, că mă Uite uit în topor, fiecare uite colț și topor, șor. dacă-l vrei. Uite, capitan, Pisica m-a medkit auzit ceva, acolo, pisica m-a în auzit dulap, ceva. în șifonierul medkit. Uite, gloanțe. Pisica m-a auzit ceva. Am auzit și eu, dar încerc să mă prefac că n-am auzit nimic. Și ce Vezi că ai medkit arată diferit acolo. Bigfoot acum. Dar nu mai e fără blăniță chilios, știi? Că la noi era Nu mai este, epilatul. da. Bigfoot epilatul. Uite, shotgun! Ia! Yeah!
Ia, uite ce avem. Deci nu contează ce caracter Nu îți contează ce iei. caracter îți iei, gen, poți să-ți iei... Tatu, Ia-ți gloanțele de sculeții. Shogun. Uite aici, ai două de alea de glonțe. Mamă, dați așa, bune, gata. Bine, tăticule, bă, dar cum era înainte de să te și scăgutai glonțe, m-am speriat, mi-e frică. Am auzit, se aud frunze, cum se... Hai la WC-ul aici, eu zic să hai, vin încă. Ok. Eu nu cred că e un loc sigur, WC-ul ăla. Nu știu, capitan, dar nu mai pot. N-am încredere în WC-ul ăla, sincer. Bine, dacă îi dă un picior... Suntem pe lângă lacul ăsta, bă, cabana asta am verificat-o? Da, da, ceva, Jason acolo, frumușeană, nu... Hai să văd. Hai că intru și eu, doamne, ce chestii ciudate. Press to use, uite mă că poți să dai drumul la lumânări pe aici. Ia ce avem aici, căutăm în rucsacul ăsta, uite ăsta e gloanțe de pistol. Mamă, dar sunt o grămadă de sertare, trebuie să le cauți pe toate. Shotgun. Și găsești gloanțe în ele lui. Mamă, ce înainte stătei și căutai... Înainte nu găseai un item la... Bă, îmi face lumina ciudat. Capitane, a venit el la ud. Cum rage. E cu noi în cameră! Bă, are un semn de roată de circulație! Bă, ce cu semn de roată de circulație? Are un semn de circulație, bă, da! Bă, intră după tine în cabană! Zic că dai și fugi, dai și fugi, dai și fugi, dai și fugi! Fug! Bă, intră după tine în cabană! Dai cu shotgun-ul ăla dacă l-ai! Dacă-i dau... Păi i-am dat, capitan, de l-am foc! Bravo, bravo, bravo! Nu i-am dat foc, dar l-am speriat, cred că. Pisi. Bă, a venit cu un semn de circulație în mână? Băi, frate, cum să vină cu semnul de circulație? What? Adică înainte știam că Bicu nu vine. Nu vine cu nimic! Bă, l-a dat pe pisica, o dat de pământ! Nu, capitanule! Bă, l-a dat pe pisica de pământ! Măric, fugi! Mamă! Hai la capitanul ăsta ca să încetinim! Mamă, mi-a dat damage 87, nu pot să mă urc pe mașină, am încercat! Bigfoot, vin aici, e capitana! E capcana asta aici. Mamă, ce-mi face? Nu știu. Îmi dă în cap! Zici că cum îmi dau medkit zi repede, dacă fugit, știi... A fugit. Uite, pe H. Gata, pe H și apeși click dreapta. Mamă, zici că ai repede spre lac. Ai acasă. Zici, cred că vine, poate să vină spre lac? Păi cum să nu, ce crezi că e rușine să vină? Îl aud. Îl aud și eu. Îl aud. Vezi să nu vină Jason din spate. Wow, cum e interacțiunea cu el, bă, nu-mi vine să cred. Mișto rău. Wow, cum au făcut jocul ăsta. Ia, stai că mai dau un flare în sus. Cum a... Bă. Avem și lupi, hai, nu-mi spune. Da, avem și lupi, avem și urși, na, să știi. A, tare, hai să ne ferim și de lupi și de urși. Hai să plecăm de aici, hai să plecăm de aici, hai să încercăm okay, să... Ok, hai. Să încercăm totuși. Bă, dar nu s-a prins mai niciun trap, îți dezamăgit. Nu, că n-am stat lângă trap-ul ăla. Când m-a dus nu eu... trebuie să stau eu lângă trap, trebuie să ducă să mănânce carne din trap-ul ăla. Da, dar noi eram mai gustoși, să știi. Da. Că nu se mergem compara. Pe drum ușor, că avem niște lumini. Practic ăsta e un parc natural, înțelegi? Uh-huh. Și în mod normal, el n-ar trebui să fie aici. Dar da. Este. Și sunt oameni care au dispărut în parcul ăsta natural. Așa că am fost chemați noi. Care zic că suntem vânătorii de Bigfoot, dar să fim serioși. Hai că suntem. Să fim foarte serioși acum. Nu știu, flare-urile la... Bă, nu mai vreau un copac în cap, vă rog eu. Bă, dar lanternele astea sunt așa de slabe. Da, ca să-ți dea atmosfera aia, știi? Păi chiar mi-o dă. Păi ce-i acolo? Văd chestii. Bă, nene, tot aud chestii. A, suntem în jurul satului, cred, mă, sau unde suntem? Da, în jurul satului. Eu am zis să merg pe străduță, că... Mamă, tot aud chestii... Și eu aud, se aud fel de chestii, se aud ca și cum ar fi pe aici, pe lângă noi. Da. Ia, mai vedem și viața acolo sus. Bă, oricum, nu o să-l prindem dintr-un episod, poate nici din două, nici din trei, abar n-am, vedem noi. Normal că nu. În funcție de cum putem. Ce ăsta, un turn? Mamă! Old Hunting Tower, ia vezi, poate găsești ceva bun. Mamă, să aud sunete, mă, frate. Gol și o dată de gloanțe. Pentru ce e? Nici nu știu. 5.56 e pentru ceva. Pistol, cred că. Nu, pentru pistol ai nevoie de 7.62, parcă. Ok, hai că l-am luat eu. Nu știu. Nu mai scrie. Bă, nu știu, cred că se face și lumina. Nu știu dacă el poate să te atace pe timp de lumină, că înainte nu putea. Nu știu. Uite-l, capitan! Îl vezi? L-am văzut, uite-l. Bă, bună dimineața! Bună dimineața, băiatul nostru, unde e? Uite-l, fuge! Fuge! Normal că fuge! Nu mai avem gloanțe de marcaj? Adevărat, gloanțe de marcaj, de-l vedeai. Nu știu, dar ai grijă. Ai plecat?
L-am văzut și eu, da. L-ai văzut, da? A plecat. L-am văzut. Posibil să fie inactiv dimineața. Că văd că fuge. Da, suntem, da, chiar e dimineață. Old Hunting Tower, stai să vedem. Redwood Creek, Lost Man Campground. Lost Man Campground. E un campground undeva în direcția aia. Hai să vedem. Uite, da. Acum îl vezi, dar pe timp de noapte nu-l vezi. Poți să stingi lanterna că nu mai avem nevoie de ea. Păi asta e chestia, e că el profită. Asta e, că pe timp de noapte tu-l vezi pe de la distanță. Pe timp de zi a rupt-o la fugă, nu acum a venit după noi, a intrat după noi acolo, era să fac pe mine. Am luat un first aid kit. De pistol, capitan. Flare bullet, super. Dar stai eu să-mi iau și eu shotgun-ul, păi ce facem aici? Ai tras în el cu shotgun? Băi, un om mort pe jos. Da, bă, nene, bă, L-am găsit pe Peter Mills, Un shotgun am tras, da, gâdila shotgun-ul, ce să-i fac? Nu-i dădeam. Păi și eu trăgeam cu ăsta și nu mi s-a părut că 7.62, uite, bă, dar asta nu par gloanțe, asta nu-s gloanțe de pistol. Sunt de pistol. N-are cum, uite-te cum arată gloanțele astea. Ia stai să iau eu cu... La cameră. Uite, am găsit un cod. Uite, capitan, am luat 7.62 și am unul din 30 gloanțe. Zică... Uite, s-a prins în trap, îl văd! Îl vezi? Da, nu! S-a prins între... dar strică trapurile! Ți le strică? Îți dai seama că poate sunt multe locații pe aici și putem găsi. Capitan, gloanțele de pistol sunt 7.62 pentru că aveam unul din 30. Uite, acum. Give items, uite, poți să-ți dau eu ție iteme, gen. Ce tare! Am apăsat give item și poți să ți le dau. Mai avem aici ceva, ia search, nu e gol. Păi uite, ia-ți 7.62 atunci de aici. Păi de atunci ai pistol? Păi eu am, dar nu știu cum să-l... Oh. Stai că... pe QAP stai că, și stai că asem... Tot la camera aia. Că am pus o singură cameră sau... Nu, sunt două camere. Două? E una la început la noi la rulotă. E bine că el e activ. Măi, eu am pistolul în inventory, însă dacă eu îi dau acum să mă uit în inventory, eu îl văd, îl am. Dar nu pot, nu l-am să-l folosesc, gen când dau pe 1, 2, 3, 4. Păi nu, capitan, apeși pe Q. Da. Și atunci îl selectezi. Selectează pistolul. Da, dar nu este. Nu. Cred că trebuie să mă duc așa. Nu, și îl văd în inventory. Nu știu cum funcționează chestia asta. Îl văd în inventory, gen când apăs inventory, îl văd. Dar... Poate nu că n-ai gloanțe și de-aia? Băi, eu cred că am gloanțe, sincer să fiu. Nu știu. O luăm pe aici pe podul rupt? Cred că trebuie cumva să le pui pe hot slot-uri, dar nu știu cum. Hai pe podul rupt, hai să vedem. Ok. Nu știu, n-am modificat nimic la joc. Mamă. Ia nu știu, băi, e prima dată când ne jucăm noua versiune, deci, na, trebuie să ne înțelegeți că mai sunt unele chestii pe care nu le știm pe de rost sau ceva de genul ăsta. Însă, până data viitoare, cu siguranță o să le învățăm ca lumea. Da, bine, da, trebuie da. Să vedem unde este asta, mă, locul lui, unde doarme și asta, știi? Da, să găsim, da. Ia. Yeah. Cred că ar fi pe undeva la finalul râului. Eu speram că cu flare gun nu pot să-i dau foc, da. Old Hunting Tower, General Grant 3. Hai spre General Grant 3 să vedem. Sunt o grămadă de zone pe hartă pe care nu le-am vizitat. Eu nu mai vreau un copac în cap. Hartă complet nouă. Bă, dar acum a căzut, mă, copacul ăla. Doamne, deci eu vreau să mă la tine pe episod să văd cum i-am luat-o în freză. S-a văzut ciudat rău de tot, adică gen un random copac care a căzut, dar n-a fost nimic lângă. Băi, eu eram în spatele tău, nu era nimic care să-l fi dat jos. Ia, un panou aici. Uite ce zice, a scris cineva pe panou că gen, că e nasol să nu veniți aici. Păi bine, da, mă, nene. Și acum zici? Acum zici să nu venim. Păi, de fapt, noi suntem de ăștia, mă, care asta căutăm. Asta e, îmi zicea că în direcția asta, dar... Ia stai. Hai să mergem încoace, vin încoace. Încă vin. Eu mă întreb unde stă el pe timp de zi. Că gen... Pe hartă, se plimbă. Liniștiți. Păi cred, da. Oh my god, înapoi. Lup și... Deci se plimbau amândoi, dacă-ți vine să crezi. Am văzut. Lup și urs. Păi am văzut. Mergeau așa băieții, așa chili, erau la plimbare, știi? Da, exact. Mamă, ce-i cu copacul ăsta rupt în două, tu vezi? Rupt în două ăsta. Au, căprioară. La căprioară putem să luăm carne pentru trepuri. Bă, au ceva țipete. Ai auzit țipete? Da. Uite. Gata, e bine, e perfect, e perfect. Ok. Carne de gata. Lul.
Văd ceva acolo, un da, turn, da, e ceva, e ceva. E un turn de la Old Hunting Tower, cred că. Mm-hmm. Băi, mă întreb dacă se salvează jocul, dar trebuie să se salveze, cred. Nu știu. Old Hunting Tower 3. O, e empty și avem niște clonțe pistol, poți le iei tu. Dă ele tu. Mamă, ce m-am speriat de tine, Doamne, am zis că e Bigfoot, mă pregăteam să trag. What? Doamne, firește. Așa arăt eu ca Bigfoot? Nu, dar am văzut așa ceva mișcându-se. Da. Ce pot să zic? Bă, cred că o să punem pauză aici și vom încerca modul ăla de joc în care eu sunt Bigfoot. Să vedem ce poate să facă, vrei? Hai. Și continuăm de aici în episodul următor, cum ar veni, da? Da, uite, da, am buton, am dat, mă, save, world saved, mi-a zis că mi-a salvat. Ah, ok, super. Okay. Și dăm acum exit și acum facem un nou lobby. Tot așa, da. Test, parola, pisica și Max și punem team versus AI. Ok, okay. Deci echipă versus el. Așa, pisica asta e că nu... și Max. A, nu, nu e team versus AI, nu, am greșit eu, stai așa. Nu, este... este team versus player. Ah, test, ok, ok. Pisica și Max, create. Da, și acum ar trebui să mi-l dea pe Bigfoot, uite-l, ready. Mamă, cum arată, tăticule. Bă, l-au făcut așa de bine... Super, nu știu, mi se pare genial, mă, jocul ăsta. Hai că-l iau, stai să mă fac... Mi se pare genial jocul. Acum Jessica are altă armă. Da, nu, e random, pentru că ți-am zis, nu contează armele pe care le vei avea. Oricum nu contează, găsește orice în... Dar e bine că ne-a salvat jocul, ca să reluăm tot de acolo. Mă gândeam, zic, bă, dacă nu salvează jocul, dar l-a salvat. Ok, trebuie să vedem din nou caținul de început, asta n-are nicio importanță. Da, cu rulota... Păi și dacă ați ajuns până aici la episod, vreau un hashtag să văd că ați ajuns la episod. Hashtagul de astăzi se va numi hashtag pădure. Ok, hashtag pădure. Mamă, sunt Bigfoot! Băi, cum arată, ești nebun! Wow, pot să sar! Dar cum avea el semn de circulație? Pot să rup un semn de circulație? Oare asta e, că mă duc la un semn de... Bă, pot să-l iau! L-am luat! Ia că vine capitan cu semn de circulație acum la noi. Mamă, am luat semnul de circulație după mine! Așa că spăfus, crește. Mamă, și pot să... Pisică, pot să arunc cu semnul de circulație și efectiv să intre în tine semnul de circulație. Minunăție, hai, vino să vedem cum... Mamă, se lipește unde l-arunci! Stai că dau acum cu howl. Acum strig ca să te pot vedea. Deci de asta strigă el, mă, ca să ne vadă unde suntem. De asta face el, de fapt. O surpriză pentru tine. Ia asta, mă, că vine eu acum după tine. Stai așa o secundă. Vine și Crăciunul acum. Crăciunul, zici? Dacă îți prind un semn de ăsta, pisică. Da, trebuie să mă prind mai întâi. Deci dacă îți prind un semn de ăsta de circulație. A, mă, că l-arunc, că nu prea îmi place să merg cu el în mână. Îmi place și să văd cum aleargă el. Mă. Asta e că atunci când îți dau... Haul ăla de poți să văd unde ești, îi consumă aproape toată energia. Și... Ok. Și vine mai greu. Nu că vine mai greu, dar nu mai poți să folosești alte abilități. Înțelegi? Ce-i destul de nasol. Ia, când sar... când sar nu folosește energie. Surprinzător. Ok, bun. Ia să-mi trimit drona. Eu merg prin pădure și mi-e frică, dar eu sunt Bigfoot, adică... Nu înțeleg de ce mai este frică acum. Hai că nu știu unde mi-e drona. Ok, cred că în direcția asta te-am văzut dacă nu mă înșel. Bă, chiar mă, drona n-am folosit-o, o să trebuia să folosim și pe asta. Uite-o mă. O să trebuia să folosim și drona. Păi la un moment dat. Cred că nu mă lasă să o folosesc aici, că da, unde o folosesc? În rulotă? Ia să vedem pe unde se află. Dar poți pe ea și nu merge. Click dreapta, ia vezi. Click dreapta. Nu merge nici. Ce? Am auzit ceva fâșnind. Eu te-am auzit. Deci am auzit un țipă din cealaltă cameră, dar pe microfon nu s-a auzit nimic. Ah, ok. Lumea o să fie mai confuză, bine, dar eu am auzit o țipând din camera cealaltă. Mai bine că n-ați auzit, mai bine. Ai văzut ceva prin pădure? Nu, am auzit fâșnind și eu eram... Lăl. La vedere. Ok. Ai niște pisică, eu nici nu vin la tine, să știi. Uite-l! M-am prins în trap!
Yes! No! Yes! 1-0 pisica! Ia pisica, vino la geam puțin să-ți arăt ceva. Lasă-mă că tu nu... Ți-am dat-o? Aolo, și partea aia. Uite ce e acolo. Ia, vino și la ușă. Dar vino și la ușă. Sărim pe rulotă. Bă, ce mișto a făcut chestia asta. Bă, ți-am luat la viață, o bine și... Da, mi-ai luat la viață destul de mult. Ia vino. Bă, mi-ai stricat trepurile, că ai dat cu picioarele. Ieși afară, ieși afară. Să vin afară, capitan. Ia vino tu aici la ușă, iau-te. Dar mi-a stricat trepurile. Ia mă, unde nu ești? Nu mai zic nimic. Mamă, ce i-am prins? I-am prins o bucată. Ți-am prins o bucată totuși. Ți-am dat una. Și eu. Nu mai am nimic. Dar pleacă de aici, o să nu intri cu mine în lotă. Cred că mi-am luat damage, știi de la ce? Pentru că văd că gloanțele nu creează foarte mult damage. Deci cred că mi-am luat damage foarte mult de la trapuri. Deci cred că trapurile îți dau îi dau lui foarte mult damage. Vrei să vin să vezi ce abilități ai, dar nu... Da, dar nu prea are energie, trebuie să regenereze energia, gen. Deci, du-te, vin în fața mea, nu te mișca, nu te... Dă-te, mai în spate, mai în spate. Ok. Așa, ok. Yes. Te rog, nu vă mișcare bruște, gata, sunt aici. Ia vezi dacă ai ceva abilități. Bă, dacă te prind acum! Nu, m-am dat-o pe jos. Dă-i cum mi-a dat heal. Da, mă, dar n-are energie, gen, de asta el fuge, că își termine energia și pe aia nu mai poți să facă nimic, nu mai am, da, văd, am fatalitate, gen, am abilitate de fatalitate, dar... Eu sunt curios dacă îl omori, ce se întâmplă? Vrei să-l omori și să vezi ce se întâmplă? Păi da, tu crezi că pot, că da, să-l omor eu pe ăsta. Păi da, tot îi dai în continuu. Gata. Hai să vedem ce se întâmplă când îl omoră. Aleșinat pe jos. L-a luat în rulotă. A, l-a luat în rulotă și pleacă cu el? Da, probabil că dacă nu mai stai tu să te mai chinui să mergi pe toată harta cu sfoara legată de picior, dacă îți mai aduce da, aminte. Da, așa era data trecută. Așa era data trecută. Trebuia să mergi, trebuia să mergi cu el legat. Da. Da, interesant, n-am ce să zic. Bă, oricum, o să ne continuăm aventura, să încercăm noi să-l prindem, să vedem, poate este alt final când îl prindem noi, efectiv, da. Nu în multiplayer. O să încercăm să-l prindem și să vedem ce urmează să se întâmple. Dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să apăsați butonașul de like și noi ne auzim data viitoare. Pa, pa! Pa!